Giurgiuvenii care doresc să aibă în grădină un pom fructifer au acum de unde alege. În piața centrală din Giurgiu și-a făcut apariția producătorii și totodată și cumpărătorii. Puieții se vând cu un preț cuprins între 10 și 15 lei bucata. Producătorii de puieți expun diferite specii și soiuri de pom fructifer, de la cais, piersic, cireș până la măr, păr, ori gutui, toate acestea din pepinierele proprii. Aceștia spun că vânzările au mers destul de bine, iar giurgiuvenii mai au la dispoziție încă 10 zile de acum înainte pentru a planta puieții. Vânzările au mers binișor, să zicem așa, deci giurgiuvenii pot să mai planteze încă vreo 10 zile. Pomii fructiferi ar trebui în perioada de primăvară, când merg sădirile, să bage mai multă apă, să nu avem și noi ca producători probleme. Să aibă grijă de ei. Comercianții au oferit chiar și câteva sfaturi cumpărătorilor privind plantarea și îngrijirea copacilor. Așadar, amatorii de pomi ornamentali cu fructe comestibile pot opta între nectarini sau piersici. Pomii ornamentali încep să rodească la 2-3 ani de la plantare. În cazul în care aveți deja plantați în grădină pomi fructiferi sau ornamentali, luna aceasta trebuie să le acordați o atenție specială. Unii dintre aceștia, cum ar fi de exemplu piersicul, caisul sau prunul, necesită scurtarea ramurilor anuale care au depășit anumite lungimi. Ce ați cumpărat? Păr. Îl puneți în grădină? Da. Da, în grădină. De unde sunteți? La prunde. Prundul. Ava doar un păr, deci nu luați și alții? Avem pruni în curte, avem cireși, avem... Da, decât păr nu.